Bună ziua! În primul rând vreau să argumentez de ce fracțiunea Partidului Liberal Democrat a părăsit ședința de plen în momentul când prim-ministru a ieșit la tribuna centrală. Aduc aminte că fracțiunea Partidului Liberal Democrat de nenumărate ori pe parcursul acestei sesiuni a solicitat Parlamentului să vină prim-ministru cu raportul pentru anul 2018, așa cum prevede regulamentul Parlamentului. Cu părere de rău, de fiecare dată ni s-a refuzat acest lucru și am ajuns astăzi, 14 decembrie, după 14 zile când a expirat de drept mandatul Parlamentului, ca să vină prim-ministru cu echipa să ne prezinte un raport care se referă la activitatea anilor 2016, 2018 și nici de cum la activitățile care au fost efectuate pentru anul 2018. Nu vreau să intru în detalii asupra acestui raport, vreau doar să menționez că este un raport foarte subțire care vine cu enumerarea actelor legislative care au fost adoptate. Și întrebarea mea, oare cei de la guvern mai citesc și Constituția? Deoarece rolul guvernului nu este de a adopta acte legislative și a se lăuda cu ele. Rolul guvernului ca autoritate executivă este implementarea acestor acte legislative și realizarea politicii interne și externe a Republicii Moldova. Ca și în sesiunile trecute, la cererea noastră a opoziției, ni s-a refuzat și astăzi să ieșim la tribuna centrală cu luări de cuvânt din partea fiecărei fracțiuni cu referire la rezultatele sesiunii. Cu atât mai mult că ne aflăm nu doar la sfârșitul sesiunii, dar ne aflăm și la sfârșit de acest mandat. De aceea am să profit de această ocazie și aici în sala de presă am să vin cu adresare către cetățenii Republicii Moldova din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat. Stimați cetățeni, am ajuns la finalul acestei sesiuni și implicit la sfârșit de mandat. Din păcate, această legislatură va rămâne cea mai controversată din istoria Republicii Moldova de la independență încoace. În primul rând, s-a proslăvit printr-o majoritate care nu a reflectat voința poporului din ultimele alegeri parlamentare. Am asistat la cel mai rușinos traseism politic făcut deschis, exact ca la piață. Cei care sunt subiecții acestui târg nu au dreptul moral să se numească legiuitor, sunt doar niște paiațe triste. Și dacă facem o retrospectivă a acestei legislaturi, identificăm atâtea lucruri oribile care au marcat-o. De exemplu, investirea guvernului în miezul nopții, pe ascuns, ca la furat. În timp ce cetățenii protestau masiv, a fost instaurat un guvern menit să servească intereselor personale ale clanului, ce se fortifică călcând în picioare legea și bunul simț. Totul s-a petrecut în mare taină, fără accesul presei, în obscuritate. Așa se procedează în țările Uniunii Europene? Doar, stimați guvernanți, militați înflăcărat de la tribuna Parlamentului pentru introducerea vectorului european în Constituție. Această guvernare doar a vrut să se împopoțoneze cu ideea europeană pentru a-și păstra măcar o minimă simpatie din partea electoratului și credibilitate în fața Uniunii Europene. Dar s-au compromis. Nu ne interesează faptul că sunt văzuți de către partenerii europeni ca niște politicieni mediocri, corupți și mincinoși. Ne doare faptul că au compromis definitiv relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ne-au dus la coada clasamentelor, au făcut de rușine imaginea Republicii. Rezultatul este pe măsură. Cele mai critice rezoluții din partea organismelor europene, suspendarea ajutorului macrofinanciar, marginalizarea acestui stat. Situația este clară. Chiar dacă se trâmbițează în continuare despre cursul european, pozele coordonatorului de la Bruxelles au cam dispărut.
nu mai este agreat nici pe coridoare, noroc de agențiile de lobby care insistă mai și mai pot negocia pe bani grei câte o poză doar, două, dar nu la Bruxelles, deoarece acolo este izolat și marginalizat. Și exact asta a făcut și cu Republica Moldova. Cât de repede se poate prăbuși un stat atunci când este condus de oameni mici și fără viziune. Coordonatorul se înfățișează cu o brăznicie în cabinetele instituțiilor europene și începe prezentarea prin a spune tuturor: acesta este prim-ministrul meu și miniștrii mei, acesta este președintele meu de parlament. El pe bune nici nu concepe cât de grosolan pare și ce spețe de interlop le servește în acele momente. Iar reprezentanții principalului partener de dezvoltare își pierd ultima speranță în legătură cu soarta Republicii Moldova. O altă perlă a acestei majorități este cetățenia prin investiții. Siguranța și securitatea cetățenilor nu mai este prioritară. Au fost introduse amendamente pe ultima sută de metri, unul mai controversat decât altul. De exemplu, numele cetățenilor investitori nu vor fi publicate în monitorul oficial. Cum altfel? Doar suntem un stat obscur. Legea Magnitsky, pe care am înregistrat-o, a fost neglijată, făcând abstracție chiar de faptul că Statele Unite ale Americii a recomandat tuturor forțelor mondiale să subscrie într-un fel sau altul. Între timp, domnul Candu explorează continentul nord-american, iar la televiziune ni se vorbește de niște parteneriate strategice cu Statele Unite ale Americii și despre anumite investiții. Unde sunt ele? Teatrul absurdului. Totodată același Andrian Candu declară la show-urile televizate din SUA că Rusia prezintă pericol pentru susținerea, că susține partide pro-ruse în Republica Moldova. Cine i-a alimentat pe socialiști? Cine le-a eliberat drumul spre Parlament? Cine l-a făcut președinte pe Dodon și îl susține în continuare? Voi chiar credeți că funcționarii din afară care vă tolerează sunt lipsiți de capacități și a discerne adevărul? Vă spun la revedere, apoi apar anecdote pe seama voastră. Terminați cu ipocrizia odată. Asta deja nu e politică, dar e colaps al calităților fundamentale umane și ale inteligenței. Amnistia capitalului este altă lege votată rapid, care nu face altceva decât să spele miliardul furat. Legea de liberalizare a capitalurilor și stimulării fiscale a fost criticată și de către Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Ambasada Statelor Unite și Misiunea Uniunii Europene în Republica Moldova. Dar cui pasă? S-a dat comanda, s-a executat. Bombana de colivă rămâne însă votul mixt, cea mai ingenioasă găselniță zămislită pentru a-și menține puterea cu orice preț. Felul în care acest sistem de vot anulează o serie de principii fundamentale constituționale este de o nesimțire nemaipomenită. Reprezentativitatea a cel puțin jumătate din deputații viitorului Parlament va fi aproape infimă. Comisia de la Veneția cred că va înscrie modelul de vot mix care va fi aplicat în Republica Moldova într-un registru al rușinii cu mențiunea pentru alte țări. Ce nu trebuie să faci într-un caz dacă nu dorești, dacă nu vrei să distrugi democrația și să calci în picioare drepturile fundamentale? Când ești nesigur, frustrat și fricos, atunci utilizezi absolut toate mijloacele pentru a socruti structura coruptă și infectă, deoarece pe căi legale este imposibil. Te mai accesorizezi cu drumuri subțiri ca foaie de țigară și de unica folosință, cu cizme de cauciuc, cu saci de cartofi, cu niște hârlieță, lopieți, pentru a-ți trimite armata de sluși să facă poze, imitând implicarea directă în lucrurile gospodărești ale populației. Pentru fracțiunea noastră a fost un mandat dur, dar am rezistat.
cei slabi, șantajabili, s-au alipit cu hurta la stăpân, făcându-i haremul mai numeros. Noi, cei care am rămas, am luptat cu toată forța pentru a stopa sau măcar a scoate la iveală nelegiuirile care se întâmplau în Parlament. Evident că guvernarea nu a auzit vocea noastră, dar pentru noi este important că ne-au auzit cetățenii, pe care i-am informat corect și echidistant. S-au ratat multe proiecte bune și importante, deoarece majoritatea nu vota în dependență de plus valoarea proiectului pentru societate. Se vota doar la comandă și doar pentru proiectele ce duceau vădit la subminarea acestui stat pe toate planurile. De ce? Pentru că ele serveau detaliat clanului de la guvernare. Fracțiunea noastră a înregistrat multe proiecte vitale pentru revendicarea dreptului cetățenilor, a adevărului istoric și pentru asigurarea continuității statului în albia democrație. Înlocuirea limbii moldovenești cu cea română în Constituție nu a fost susținută de actuala guvernare și nici nu putea, atât timp cât s-au cuibărit la ei niște comuniști expirați de mână cu pleiada veche oportuniști de pseudo-stataliști democrați. Modificările propuse pentru punerea în valoare a Constituției și pentru îmbunătățirea conceptuală a codului electoral, inclusiv și drepturile de vot ale diasporii, studenților, precum și dreptul de a candida independent pe circunscripția națională, nu au fost susținute de actuala guvernare. Stimați cetățeni, la alegerile care se apropie, avem șansa reală să ne revendicăm statul și să nu cădem în capcana iluziilor deșarte care ne sunt servite zilnic pe toate posturile de televiziune ale holdingului. Trebuie să găsim în noi forță de a ne ridica victorioși deasupra tuturor mizeriilor care se întâmplă în jur. Altfel, vom fi complici și nu vom avea nicio justificare pentru generația tânără care pleacă masiv parcă vrând să scape de un loc ciumat. Nu este corect. Acest stat nu aparține trădătorilor, clanurilor, coordonatorilor și altor specimente efemere. Acesta este peticul de pământ pentru care au luptat strămoșii noștri, s-au sacrificat conaționalii la Nistru în 1992, iar noi avem obligația să o apărăm, să nu o lăsăm pradă intereselor meschine ale unor minți înguste. Republica Moldova nu este SRL-ul nimănui, este un stat suveran, independent, cu oameni patrioți, frumoși, demni, care merită să trăiască acasă, într-o Moldovă prosperă, unde funcționează legea. Iar democraților, în mod special, vreau să le dedic de sărbători un citat de Nicolae Iorga. Citat: democrat înseamnă cineva care vrea să înalțe poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea să se înalță el pe umerii poporului. Citat închis. Și în încheiere, în ajunul sărbătorilor de iarnă, în numele colegilor din fracțiunea Partidului Liberal Democrat, aș vrea să felicit toți cetățenii Republicii Moldova, cei de acasă și cei de peste hotare, cu aceste sărbători. Dorința noastră aprigă este revenirea oamenilor minunați și extraordinari la vatră, pentru că nu există sărbători mai frumoase decât cele petrecute în familie, în țara natală. Stimați cetățeni, oriunde vă veți afla, să fiți fericiți, înconjurați de oameni dragi și de multă iubire. La mulți ani, cetățeni ai Republicii Moldova! Mulțumesc!